speak English? Yes. Romanian? Puțin. A little. Puțin. Păi ar trebui să încercăm să vorbim românește mai mult. Da. Bine. Hai, intră. Hai. Ești tiner, că eu sunt mai bătrân așa. Eu sunt mai bătrân, nu? Câți ani aveți? 5 și 8. Mulțumesc. Păi, cum e Olanda față de România? Ei. Aici este mai bine. Bine, nu mai sistem. Nu-mi plac. Nu vă place sistem? În Olanda este autobanda, stres. Aici este liniște. Dar cu corupția cum e? Ei, cu corupția este fiecare seară, nu? Și în Olanda e, și în Olanda. Dar nu e ca aici, bă. Și aici. Aici mai mult. Probabil România este la locul 1 până la 199. Jumătate. Cine n-a fost plecat în străinătate și, cum să spun, n-a avut o relație strânsă și cu familia și cu cei din jur, nu știu că la un moment dat dorul de țară poate durea. Vede. Da. Nu i-am terminat, de aceea nu e de toată. Și ce semnifică? Deci, care e ideea? Vârsta, anii, experiența care au trecut peste părul, reprezentată prin părul lui gri și copacul acela care a înfruntat toate interperiile. O să-l folosiți, folosiți în campanie. Da. După furtună, întotdeauna apare soarele și curcubeul. Nu? Da. Știți cine este președintele Consiliului Județean Vrancea? Da, bineînțeles. Am făcut școala generală împreună. La sud? Marian Obrișan. Și vreți locul lui? Nu, vreau cumva să ne ajutăm unul pe altul în vederea îmbunătățirii situației care e acum. De ce vreți să candidați pentru președinția? Pentru că ce se întâmplă într-un fel aici nu este ok. Lumea în general, i-ați văzut și în iarnă cum au ieșit în stradă, am vrea tare mult să ne ajutăm unii pe alții și să devină situația ok într-un fel, să se schimbe cât de cât ceva. Mi-ar place tare mult, cu ajutorul celor care sunt în jurul nostru, bineînțeles, cu experiență în politică, să controlăm într-un fel aceste defrișări care se întâmplă la ora asta. Cum v-a venit ideea să candidați la Consiliul Local aici? Idei pentru de 3 ani am aici, stai aici, se schimba nimic, numai probleme. Probleme infrastructură, probleme sanitate, probleme la școală, educație, la pădure. Eu vreau schimba. Eu vreau schimba de infrastructură. For exemplu, la școală este copii stai afară, așteaptă autobus, fără ajutor, și tirul și mașină cu 100 mergem. Este foarte periculos. Eu vreau schimba. Politic este în fiecare seară la fel. Vorba, rezultat nimic. Aici și în Olanda, și în America, și în Franța. Domnul Bășescu? Este un om bun, probabil, privat. Nu știm, nu recunosc. Dar la politic este tot indiferent. Este la președinte sau premier. Acum, tot partii sunt exact la fel din 91 am intrat aici. Schimba nimic. Acum este timp schimba. Indiferent cine. Știți pe olandezul de aici? Bart? Da. Din țară de aici. Nu știu, al lui Barna. Da, jinele lui Barna. Da, nu știu. Știți că candidează la Consiliul Local? Ați auzit că... N-am auzit. Ca ce, ca primar? Consilier local. Consilier local, așa, dar n-am auzit, nu l-am. Ce ziceți, un olandez printre consilieri ar fi bun? Da, e bun, dar ce are, dacă e un băiat bun și contează că și este. Numai să fie băiat deștept. Eu ce pot să vă spun? Poate să fie cine o fi, nu o să facă ceva în combina asta. Pentru noi ar fi bun și olandezul, dar să facă ceva pentru tineret, mamă.
haideți să mai aducem și consilieri, hai să aducem și primari, hai să aducem și președinte de țară de acolo. Și noi cu ei să mai fim, domnule, dacă n-avem un român adevărat a nostru ca să conducă țara asta. Mai bine să ne conducă străini decât a noștri, eu pe ăștia îi știu, pe ăla nu știu. Și eu știu că e din Olanda și e originar din Olanda, Olanda trăiește bine. Da, Focșan, este caldă.